Polițiștii mureșeni au reușit documentarea activității infracționale a trei tineri, împotriva cărora a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune în formă continuată. Prin tertipuri financiare mascate sub forma unor contracte de mandat, cei trei suspecți au prejudiciat părțile vătămate cu suma de 36.000 de lei. Până în prezent au fost identificate 25 de persoane păcălite, iar polițiștii caută acum și alte victime. Se pare că în perioada noiembrie anul trecut, iunie anul acesta, în scopul obținerii unui folos material injust, cei trei indivizi, unul în calitate de administrator de SRL, ceilalți doi angajați, au indus în eroare mai mulți oameni. Concret, s-au folosit de încheierea unor contracte de mandat, de dobândirea dreptului de cumpărare, prin prezentarea ca adevărat a faptului că vor primi în mod cert suma solicitată cu titlu de împrumut, într-un termen foarte scurt, respectiv 2 săptămâni. Dar, după semnarea contractului și achitarea unor taxe de acordare substanțiale, dar nelegale, li se prezenta adevărata stare de fapt, adică doar o mică parte a solicitanților împrumuturilor primeau creditele solicitate în condițiile stabilite, iar celelalte părți vătămate urmau să câștige dreptul de a primi banii solicitați în termene care se puteau prelungi până la 15 ani. Zilele trecute au fost efectuate simultan 3 percheziții domiciliare pe raza județelor Mureș și Sălaj, față de cei 3 suspecți cu vârste cuprinse între 25 și 28 de ani. S-a luat măsura reținerii pe o durată de 24 de ore. Procurorul de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Mureș a formulat cerere de arestare preventivă a inculpaților, dar judecătoria Mureș a dispus cercetarea acestora în stare de libertate.